o elevă și un muncitor în construcții. Sunt doi dintre voluntarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLT. Ei au absolvit recent cursurile de prim ajutor, iar în prezent merg la intervenții alături de paramedicii de la SMURD. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului OLT desfășoară în această perioadă a treia campanie de recrutare în cadrul programului Salvator din Pasiune. Demersul are la bază beneficiile activităților de voluntariat ca expresia implicării, solidarității și responsabilității civice și valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situației de urgență, dar și pentru prevenirea lor. Clara are 16 ani și a hotărât să devină voluntar din curiozitate. Acum se consideră o salvatoare și este fericită că poate să ajute oamenii. Am văzut în prima oară aceste anunțurile pe internet și mi-a plăcut foarte mult cum suna Salvator din Pasiune, este ca o Salvator din Pasiune. M-am înscris dintr-o pur și simplu curiozitate, pură curiozitate. Am vrut să văd ce este instituția pompierilor, ce reprezintă instituția pompierilor și m-am mânat această curiozitate pentru că voiam să văd cum pot să ajut oameni și cred că asta e cel mai important, să învăț cum să ajut și pe viitor să știu cum să mă descurc în anumite situații. Și colegul ei, Cristian Covaciu, a încercat voluntariatul tot din curiozitate. Am un frate care este subofițer, venea acasă, îl întrebam cum e și am zis, da, de ce nu, încerc și eu. Și prima oară când am venit, mă atrăgea stingerea. Păi plec cu mașina mare, pompieri. Când am urcat pe SMURD, sincer, la momentul actual n-aș da SMURD-ul pe stingere. Este un drog frumos în care ajungi la caz, în care oamenii te văd, fă-mi ceva, ajută-mă. Sprijinul voluntarilor este binevenit, deoarece putem completa necesarul de personal operativ cu ajutorul dânșilor. Este un plus în gestionarea în bune condiții a situațiilor de urgență. Cei interesați să devină voluntari la ISU OLT trebuie să îndeplinească anumite condiții. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor voluntari sunt următoarele. Vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, apt din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor cu intenție și să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar al IGSU. Mai multe informații despre înscrierea în programul de voluntariat pot fi găsite la sediul ISU OLT din Slatina.